Mi-ai zis că să te supunem la niște cazne, așa ceva. Ia zi, Nina Predescu totuși ce a pățit? Păi da, nu știu dacă a pățit, dar va păți, pentru că va face parte dintr-un comando special. Va trebui să chinuiască un om cu tot felul de torturi, cu tot felul de instrumente de tortură, cu pene, cu... Ce mi-ar plăcea să-l chinui eu, așa cum îi chinuie el pe toți invitații? E, asta s-ar putea să aibă ocazia. Să-i moare capra vecinului. Cum reacționezi în situații de stres? În situații de stres stau puțin pe gânduri, îmi adun puterile și sper să mă regăsesc în întrebări, în contextul actual. Am înțeles, dar de regulă reacționezi bine sau te bine. Panichezi? Nu, nu mă panichez, nu. Fără panică. Având în vedere că sunt săgetător, nu mă panichez. Am înțeles. Te consideri o persoană cu sânge rece, așa? Nu. Nu? Nu. Ești mai moale așa? Mai... Da, da. Și foarte emotivă în anumite situații. Am pentru tine sticla asta. Intri cu ea în platou și vedem ce te așteaptă acolo. Bine. Să-i moare capra vecinului. Zi tot, mă! Zi-mă tot! Unde-i baza, mă? Nu zic nimic! Unde l-ați ascuns? Spune, deschide ochii la mine! Câte grade longitudine? Spune! Au, nu spun nimic! Hai, Nina, vino și ajută-mă, că da 3 zile mă chinui cu asta! Spune tot! Toată noaptea te țin așa, spune! Noroc! Spune unde e! Să te ajut? Te rog! Fii atent! Fii atent cu mine, ți-a mai mers cum ți-a mai mers! Dar asta, mamă, de ce cea mai cea nu i-a rezistat niciunul! Nu spun! Vrei altul, că am obosit deja de 3 zile, picătura chinezească, da? Hai! Stai așa și interoghează. Nu spun, nu spun, nu mă duc spun, să mă iau niște ustensile. Nu zic, nu zic. Unde-i baza? Ce ai făcut? Ține picătura așa, chine. Pentru ce ești pedepsit? Da! Nu, picătura chinezească, nu! Spun tot! Spun tot, oprește-te! Spui tare sau în... Oprește-te, spun tot! Te rog! Linuța nu m-a chinuit! Ce faci, mămică, tu? Am venit mai devreme, să știi. Ce-ai chemat coaforul acasă, mami? Pentru mine, iubirea mea. Știu că vin mai devreme din delegație. Da, mămică. Oh, doamne, ce frumos ești. Da, doamnă, puteți să continuați, că pe mine nu mă deranjează. Da, da. Nu, nu, nu. Ce, mămică, bine da. Bine venit acasă, da. Da, puiule, da, mămică. Da, da, de ce ești legat, mămică? De ce suflețe? Nicule, de ce-i bună, colega? Pupă mă și pe mine, că pe mine nu m-ai pupat. Și ce sunt sensibile? Calpine-mă un pic la nas, te rog frumos, calpine-mă la nasul. Așa, mămica, așa, mămica. Asta e o nouă metodă de spălat pe cap, doamnă? Da, 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 da. Doamna... Dar cine? Doamna... Doamna, cine e doamna? Da, doamna. Spălătoreasa pe cap. Spălătoreasa pe cap. Pe cap. Și de ce ești legat la mâini? Ce are capul cu mâinile? Nu, nu puteam să... Nu puteam să mă... Nu puteai să ce, mă? Îmi pot tot punea mâini. L-am curisit unde-i baza? Ia uite-o și baza. Încă nu, încă nu. Cine, doamna? Ce bază, mă, frate? Stai, mămica, să spun. Stai, acum trebuie să spun, mămica. Așa, spun. Nu te grăbi, cu cuvintele tale, așa. Hai. Mai scarpine, mă, la ochișor, scarpine, mă, că mă mănâncă, mă. Așa. Așa, așa. Deci, ea e nevasta mea și... Mă bucur de cunoștință. Ele... Mămică, dacă tu ai lipsit 4 zile... Zi, mămică, zi ușor așa, nu te grăbi, da. Zi că avem timp dacă destul. Dacă tu ai lipsit 4 zile și dacă după 4 zile am vrut să mă chinuiești pe mine cineva, dacă tu ia, l-ai sărac, acasă, am vrut să, să te chinuie. Am trecut o zi, două, și trei... Și te-au chinuit. Nechinuință. Noi putem să plecăm. Nu, 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 nu. Stați aici, nu plecați nicăieri. Mămică, dar de ce? Continua, continua. Păi ce se mai... Desenează, desenează așa ușor, hai. Păi când tu pleci de acasă... Când eu plec de acasă... Eu o sun pe Nina să vină să mă chinuie. Care din ele două e Nina? Ea e Nina. Cu ea încep? Ea e Niculina. Aha. Cu ea încep? Nina și Niculina. Ele deci două cu, care, cu care vrei să încep? Mamă, ele mă chinuie. Când pleci tu de acasă, eu le chinuie. Așa e face chinuie. Mama? Da, da, dar să nu mă chinuie niciuna gâtul. Ca tine, mamă. Le iau gâtul, dar de ce nu mi-ai zis, mămica, că te chinuie în schimb? Păi nu mă chinuie niciuna ca tine. Eu le-am tot... Când pleci de acasă, eu le chem. Chinuiți-mă mai rău. Nu se...
noi? Nu, nu plecați, nu, că mă omoară. Nu puteți pleca voi. Nu plecați, voi stați aici. Nu te desface tu, stai aici lângă mămica ta și povestești mai departe, Nina cu Niculina. Mai departe, zi. Deci săptămâna trecută... Săptămâna trecută când am fost la Bârlad? Asta v-am spus, când ai plecat la Bârlad, le-am chemat iar. Și... Da, eram bolnav, eram gripat și am vrut să-mi fie asistente. Și Nina face... A spus asistente, fetelor? Nina mi-a zis să-i cânt o sârbă. Și o sârbă cu injecție. Mi-a făcut injecție că... Păi stai că-ți fac și o oră... Ia-i doctorița... Stai că-ți fac și o oră unire acum, stai să-ți spun, că mie nu-mi place de fapt când îmi face injecție, că nu-mi place, că mustră, dar îmi place când îmi dă pălmuța aia la fund, tic-tic, atunci îmi place mie. Când îți dă pălmuța, da. Auzi, dar când am fost la ea, așa ați fost? Da, da. Dar când ai fost la ea, acum două săptămâni, când mi-ai făcut baba oarba. Când ai fost cu baba oarba. Dar te-ai jucat și baba oarba. Da, ea era baba și ea era oarba. Și cu care să încep, cu baba sau cu oarba? Nu, mă, că nu începe cu niciuna, că nu, de ele de fapt n-au făcut nimic. Eu le-am chemat, le-am plătit, ele vin, mă chinez și pleacă. Da, dar ele nu să mai plece de aici, acum. Păi, dar ce, noi vrem să plecăm să știu. Dar le-am rupt gâtul, poftim? De ce noi suntem căsătoriți? Păi, dar suntem, dar de ce nu mi-ai spus mie că îți făceam eu injecții, te băteam eu la băbă? Păi, dar dacă tu pleci de acasă, cine mă mai chinuie pe mine? Trebuie să fie omul chinuit când pleacă. Păi și de ce vrei să mâncă, că stai toată ziua numai acasă? Da, păi, sau pe ce vrei să vin cu tine în delegație, să mă chinui pe acolo? Păi da, să mergi cu mine în delegație. Nu, eu așa... A chemat-o pe doamna să-i chem pupezele astea, tași cu coana din gură. A chemat-o pe doamna să-l chimie. Și dumneata să tași din gură, ai înțeles? Eu oricum sunt oarba, pot să fiu și mută. Păi dacă ești oarba, să fii și mută, da? Așa. Da, și mută, și mută, și mă-mi place să fie și mută când face injecții. Deci cu ea încep, că măcar e gura mare. Da. La scupița roșie nu v-ați jucat? Ba da, ne-am care de voi doi la scupița roșie? Nu mai cu palma, cu palma la punduleț. Mă, mică, nu, să știi că palme mă trag mică. Să știi că niciuna nu dă pălmuțe la punduleț cum dai tu. Ia, dar foarte încet, dar tu dai bine, bine dai. Poate să-mi dau cine să vadă cum dai mai bine? Mai desfamă-te, rog. Ne. Dai așa. Nu, dai lui, că el ne-a chemat. Plecat. Păi, cu coană, el m-a chemat, dar dai puțin. Păi dumneata, vine dacă el te cheamă. Are și el o soție, are o casă, are o familie. Mila pentru aproape. Păi ce milă dă? De dragul. Lasă-le să plece, mama. Ai văzut? M-au chinuit, dar nu așa. Păi da, mă, dar pe de-astea, domnul, spart mie casa. Ce caută ele să te gâdile? N-am spart nimic, n-am furit. N-am furat nimic. Uite, caută-ne în buzunare. Cu programare e. Eu, dumneavoastră, când le chem eu, fac că au venit. Și acum ce faci cu asta îmbrăcată în costum popular? Floarea din grădină, concurs, da. Care cântă, care dansează pe tine, hai să spun, acum îți spun, noi acum ne jucam de-a, da. De-a comando. Eu am ascuns... Păi mă văd că e și de comando îmbrăcată. Eu am ascuns ceva. Ea mă chinuia și îmi zicea că mă întreba, unde l-ai pus? Spune-mă eu. Nu. Și ăsta a mintit, l-ai avut îmbrăcat în costum popular? Stai un pic, stai să vezi, ai grijă, ai răbdare. Ea zicea, unde e? Nu, unde e? Nu, și dintr-o dată vine Nina, care e cea mai rea. Ea e Nina. Da, Niculina e mai așa. Nina care ar veni cea mai... Picătura chinezească, ea întoarce, Deci am zis eu bine. Pune și ei, se vadă cum e. Pune și ei. Picătura chinezească. Cred că te joci cu viața ta. Cred că te joci cu viața ta. Să-ți auzi ea, să-i faci tu acum picătura. Așa, și fii atent, stai să spun. După ce, stai un pic. După ce ea zice unde eu nu spun. Nina. Spun. Nu, vine Nina și eu zic picătura. Cu picătura, când a zis unde de picătura, pac, am spus tot. Și atunci de bucurie, ia și de drumul la o sârbă. Ia, cum de? Ia cântă să te văd cum cânti dacă ești îmbrăcată popular. Hai cântă. Ia stai jos, Andule. Și doamna Nina ne cântă. Ia cântă că ești mai tare, așa să te văd. Și în gură tot vorbești. Hai, cântă-i. Cântă să văd. Noasăre, lălătă, sără, fluieră-i nicât pe afară. Fluieră-i afară să ieși. Lă-l-a spui să nu mai ciudesc. Nu spun. Nu, păi zi, că nu e. Jure dumneata, spune dumneata, jur, că nu e așa. Jure dumneata, spune dumneata, de mai iubește Neica. Dar nu se poate dacă jurăm. De mai iubește Neica. Să jurăm. Vrem să jurăm pe vreme bună. Și văd să mai iubiți pe ele, hai, să mă văd versul. Deci-ți pe covoraj, bați pe covoraj.